Nu i-a ridicat. Le-a făcut cineva treaba. Da, probabil a rămas... L-a supărat pe ăla și dacă l-a supărat, eu te-am ajutat ca frate și tu... Deci cum îți zice mata numele? Grigorescu Maria. Grigorescu Maria. Grigorescu. Nume de pictor. Da. Am trăit în Pardus și așa i-a spus soțul și am cununit cu el. N-am putut să ies el din cauza beției. Am băiatul care l-am cu el și s-a mutat acolo, că a avut pământ, a avut așa, și mai am mai care e în Italia. Sunt singur de la 24 de ani. Toată viața mea numai singur am trăit, am băiat de... Și încă totuși nu sunteți singure. 50... Îl aveți pe Dumnezeu care este... Mămică, mă rog la Dumnezeu dacă am timp de 3 ori pe zi. Dimineață, la 12, 1, seara, iar din nou... Precum și am... Daniel. M-a mai învățat cineva. A zis că înainte de cu 5 minute de 12 noaptea, mă rog în timpul ăla. În timpul ăla, 12 noaptea să mă apuc în rugăciune. Și când am timp, mă rog să la Dumnezeu. Ăsta e mic în Italia, îl mare aici în Pardus. Am avut mamă, soră, s-a dus. Întâi mamă, de acolo a soră mea. Nu gândește omul când e tânăr. Ce zici? Am o mamă, am o soră, am doi copii. A dus fiecare. Mama a murit, sora mea a murit și ea, care a rămas casa aia acolo. Și copiii s-au dus la treaba lor. N-am niciun neam în satul ăsta, n-am pe nimeni. Am și niște neamuri în Făgetul. Și fiecare spune cazul. Fogura Făgetului, cum zice. Da, e mai sus acolo, în Făgetul. Păi de acolo venit. Până Toropălește mai am ceva neamuri, până Dedulești asta, Lenuța asta și cu... Care-i adventist? Care sunt din partea lui tata ei acolo, că a fost frate da, cu mama. Da. Și asta, dacă mă credeți, când ești bătrân și de nevoi, norocul ăsta din Italia, că aproape nu-i zi de la Dumnezeu, să nu mă suni și să-mi trimească ce trebuie și mă învață cum învață un tată, un copil. Păi așa, drege așa, și eu văd cât bune ce spune el și fac și eu. Vă dați după el cu alte cuvinte. Și vă spun ce am făcut. Am luat și de undeva 7 milioane și 100 de mii. Fac și eu ceva cu bani, și am zis. M-am trezit că a venit lumina, vreo 2.850.000, dacă mă credeți. S-a consumat, a tras, da. Am iert betoniere, asta. Alea mână cum i-am, adică i-am dat la lumină. Ziceam că dau de ajutorul social. Dacă n-am văzut atâția bani, nu mai era să aștept la ajutorul social. Trebuia să le iau de 3 ori până. Ce am făcut? M-am dus acolo, ne-am avut bănișori și i-am dat poșta. N-am cerut chitanță. Îl întreb, ia uite-te tu, Dragoze, cât am, când i-a dat plicul. Uite cât am. Și aproape 3 milioane. Am vârtit pământul cu mine, i-a venit să plâng. De aceea m-am dus și am adus banii de acolo și i-am dat. Ce-a făcut românul? A avut nevoie de bani și i-a dat drumul la bani. Ajungă unde a trebuit. Când mă duc eu, mai țin o factură din oficiu, 530.000 după aia, după valoarea care aia. Așa, am plecat cu ea. Am plecat la târmă să plătesc lumea. Când mă duc acolo, n-a vrut să-mi ia bani. Mai e 2.850.000 din urmă. Cum zic? Nu zic, a venit alții, că n-am mai judicat în timpul ăla. Zic, a venit alții, tot atâta, iar de nou. De acolo am zis. Asta m-am gândit, zic, i-am dat poștașul. Și acum ați făcut legătura? Totalul 3.370.000, adăugați de la 2.850.000 și pe aia mărirea. 530. Da. O lună imediat următor, plus 3.370, așa. Am venit acasă turbat. Noroc că am avut numărul lui de telefon și l-am sunat. Mi-a răspuns, măi dragă, ce-ai făcut cu banii mei? De atâta timp, vreo 3 săptămâni mai bine, de n-a ajuns banii unde a trebuit, m-am dus să plătesc acum și mi-a luat banii. Lasă când dai mie, când doi vini eu, adică păște. Când n-am văzut nimeni primească pe aia, dai întâi păște, de acolo iau păște. Și când a venit, am venit cu factura de 530, atunci mi-a dat